Într-o zi de miercuri, la cheile Scorota, am mai fost pe acest traseu. Astăzi voi face doar zona de chei, dar e frumos până la stâna Scorota și, dacă se poate, și până în șaua Scorota sau șaua Iepii. Marcajul punct galben. Acolo vom intra în frumoasele chei ale Scorotei. Și iată-le. Am văzut acest semn, am văzut această potecă care urcă 90 de grade la stânga. Curiozitatea mă împinge. Urcă destul de abrupt, dar sunt foarte curios unde ajunge, pentru că pare umblat. Foarte rar, dar această bandă MOV există. Știu sigur că jos sunt cheile Scorota, dar de aici, splendoare. Și încerc să recunosc pe singurul lucru că pe acolo este Muchia Piulepleșa. Dar foarte frumos loc. Merită 20 de minute de urcuș. Bineînțeles că traseul mai urcă și voi face și asta. Iar cheile pe valea aceasta se duce pe după și apoi urcă în șaua Scorota, de la stâna Scorota. Foarte frumos loc. Foarte, foarte frumos. Nu știu dacă pe filmarea mea se vede bine, dar această stâncă și doar ea, de excepție. Poteca este impecabilă. Semnul zice, continuă. S-a luminat frumusețea de stâncă. Până la urmă, poteca chiar m-a dus pe această muchie stâncoasă. Cred că destinația este acel vârf, dar încă nu știu. Dar merită, merită. Puțin mai sus, altă poziție, alt unghi, alte idei. Deci e clar că pe jos sunt cheile Scorota. Dar nu fac așa pe dincoace de acest bolovan al Scorotei, dacă nu mă înșel. Ia uitați aici, Valea Scorota, stâna Scorota și apoi către șaua Scorota. Bineînțeles că se face pe sub colții Tomii. Altă poziție, alte idei mai bune.
singura pe care am văzut-o. Nu știu cum se numește, dar e deosebit. Deci nici acolo nu cred că este vârful. Dar e incredibil acest traseu. M-am întors cu spatele la Oslea. Am văzut această vale. Bineînțeles că erau niște capre negre pe acolo. Dar eu când văd ceva frumos, am o reacție de sperii caprele. Este un alt unghi. Și sunt sigur că de acolo va fi și mai spectaculos. Spre această vale. Ce frumos se vede urma cheilor scorotei. Extraordinar. Deci extraordinar un traseu unde am venit din greșeală. Cred că pe acolo e culmea Drăgșanu. Dar Dumnezeu știe că munții ăștia sunt frumoși. Ascund frumuseți. A revenit capra cu iedul ei. Am speriat-o din nou. Acum sunt doar două, dar cred că erau vreo 6-7. Se sperie de mine. Iar semnele ne spun că e bine. Chiar dacă nu pare. Cred că și caprelor negre le place. Ultima dată am filmat de acolo. Am ajuns și pe această stâncă. Da, apare Oslea. Aproape toată. Traseul meu urcă. Cred că astăzi mă voi pierde în munți. Nu pot să ratez acest traseu extraordinar de excepție. Nu știu unde duce. Aceleași imagini către Scorota, către Drăgșanu. Dar traseul în sine te mai urcă, te mai scoate să vezi așa ceva. Noaptea trecută am dormit la Câmpul Mielului. Acolo este un horn. Cred că este folosit de caprele negre, dar era cât pe aici să cred că traseul nu mai urcă. Nu mai văzuse niciun semn. Ba urcă la brazi. Dacă nu e semnul ăla, este altul. Încolo. Pe acea stâncă frumoasă. Sincer, nu știu unde sunt. Dar am o poiană aici. Am niște munți superbi. Da. Mă dumelesc eu acuș. Să mai avansez puțin. Deci mă aflu aici. Nu știu unde mă aflu. Nu știu unde merg. Dar știu sigur că acolo sunt pietrele Iorgovanului. Unde a fost Ovi cu două săptămâni. Și acolo este Piatra Sturului. Cu Sfinxul din Piatra Sturului. Am pierdut marcajul, dar știam că voi face o nebunie pe traseul ăsta și sigur îl voi găsi. Cred că voi urca dâlma cu brazi, am văzut pe hartă. Pe albă, pe căpățâna albelor și a Drăgșan ar fi prea de tot. S-ar vedea un pic de potecă, dar marcaj nu este. Dar fac nebunie. Or pe vârful albele. Marcaj nu am găsit, dar poteca e umblat. Încet, încet mă apropii de albele. Traseul m-a scos din nou într-o muchie. Doamne, ce traseu! Deci nu regret, doar că nu știu unde merg exact, dar știu unde merg. Ah, Doamne! Yes! Asta îi place lui, riscul. Doamne!
Merită, 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 merită spre albele. Mochenen. Și ne-am prunos, ar zice că nu e bine. De la această potecă. Zice că e bine. Foarte mișto, cred că multă lume face acest traseu. Sunt într-un tricou. Osle. Dar nu contează, mie nu mi-e frică de munte. Sper să mă iubească muntele. Deci unde sunt, ui și de frig, ui și de tot. Extraordinar. Și de foame. Mai contează că mănânc de seara la 8. Nu, că doar am mâncat la 10 azi dimineață. 10-11. Doamne, doamne. Da, piule, merită. Unde ești, mă? Merită. Merită aceea muchie, piule, pleșe. Sunt fericit. Am plecat fără echipament, fără mâncare. Nu credeam că ajung pe aici, dar am făcut frumos această muchie. Nu știu marcajul acela unde ducea, dar nu mi-e necaz la ce am ales. Doamne, deci peste tot muchii. Deci mai am să fac aici, pac, pac, și abia acolo ajung la cel mai înalt punct, vârful Albele, piatra Iorgovanului, stănuleții mici, stănuleții mari, și aici între Sturu, în depărtare. Acolo este vârful Albele, 2013 metri, dar am întâlnit traseul Bandă Roșie, traseul de creastă, avenul lui Chis, care pare destul de spectaculos. E ușor să cazi, e greu să ieși. Voi merge spre vârful Fața cu Lăstuni. Voi merge pe un nemarcat și numai bine, de la Fața cu Lăstuni cobor în Șaua Drăgșanu și de acolo la Stâna Scoroda. Nu știu dacă o avea toată vara apă, dar e deosebit. De asta e frumos. Cred că ăsta e vârful Drăgșanu și ăsta Scoroda. Pare aiure. O să avansez un pic prin Șneapol, dar poate că merge frumos tot printre Șneapol. De ce să nu vii, mă, la asemenea locuri? Deci pe lângă că am o altă vedere asupra voi, Scorota, de excepție. Dar normal că eu voi merge tot pe nemarcat și îmi fac o idee pe unde trebuie să intru în traseu, adică pe lângă acea stâncă, și se vede frumos potecă. Jap. Ce vârf frumos, care ai putea zice că nu are vârf. Această Față cu Lăstuni. Dar ce frumos voi vedea de acolo. Doamne Dumnezeule mare, sunt unde mi-am dorit de când am fost prima dată aici. Asta la Scoroda. Adică sunt pe vârful Fața cu Lăstuni. Voi încerca o nebunie să cobor doar până aici. Sper că nu mai bate vântul atât de tare acolo. Nu, și avea eu haine la mine. Era frumos să cobor mai jos, dar este foarte riscant. Dar o pleacă un vin fără o bere. Iar în locul ăsta cred că e cea mai bună. Am mai coborât puțin. Vântul bate din nou. Dar această muchie, cu cât o cobori, cu atât e mai frumoasă. Aș putea să cobor până acolo, lejer. Dar nu voi mai face că nu știu unde mă duce, dar extraordinară muchia Fața cu Lăstuni.
M-am întors de unde am plecat, repede de pe această muchie. Și acum vom coborâ la stâna Scorota. Am găsit și poteca. Nu credeam că în mai voi fi obligat să-mi fac singur poteca prin zăpadă. Și cum arată, au fost avalanșe primăvara. Nu te mai sperii de ea. Voi fi obligat să traversez acest puriaș. Sper să nu se rupă cu mine. Am reușit. Era foarte subțire. Parcă mai frumoasă fața cu lăstoni. Și am ajuns la această frumoasă stână Scorota, pe care am văzut-o de acolo, de sus, de pe fața cu lăstuni. Apă curentă, masă, refugiu. Și acum să facem restul de chei, deoarece eu am urcat pe această muchie și am ocolit. Foarte frumos am ocolit. Ce mă surprinde acest pârâu care coboară de la stâna Scorota, se numește Scorota cu apă. Undeva dispare, că în chei nu există. Surprinzător, și-a revenit bateria. Este 5:20. Am plecat la ora 11, 11 fără 5. Și am făcut un traseu fantastic.